Nu, 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 nu. S-a dus. Nu. S-a dus. Bine ați venit, Rozi Merit, eu sunt Gamer Like You, iar astăzi revenim într-un alt episod din Minecraft 1.20, mai exact. Mai exact episodul 10. Episodul 10, acum vă urez un an nou fericit, la mulți ani, să primiți, să faceți tot ce vreți voi anul ăsta, ce v-ați dorit, nu știu ce, whatever. Pentru tot a început anul ăsta, fie primul episod din anul acesta. Teoretic, e un video, e un short, care e primul video de pe anul ăsta, de pe canalul meu, dar... Ăla e un short care oricum e dintr-un episod, e shortul la un episod mai vechi. Și shortul e făcut înainte de un 2023 shortul și s-a postat ieri. Asta poate să vină mâine, gen eu filmez marți, se starte să pice miercuri episodul ăsta probabil sau marți mai pe seară dacă apuc. Dar e cam târziu așa că nu cred că apuc. Așa, haideți să, asta am zis că vreau să mergem să explorăm. Deci haide să-i punem, cum se cheamă, să punem primul abonat de pe perete, deci îl punem aici, din colțul ăsta o să începem, să avem așa, rândul ăsta îl facem așa, fuck, anu, what the fuck, apă să-i vrea, așa, dacă merge să pun așa egaluri, ok. Imediat să dau copy-paste la nume de pe YouTube. Unde ești? Îți dau direct, scriu Dragon S Blaze Blaze Z Ro. Da, trebuie să mai fie un O acolo, dar nu mai încape pe rând. Îmi pare rău. Deja, 1 scriu. Pune și tu ăsta, uite așa frumos. Primul abonat de pe perete. Mi-ai găseam. Ia uite. Se vede aici. Dragon este Blaze Pro. Ru, cred că trebuie să fie. Mi-ar trebui să fie un nou acolo, dar n-am caput numărul 1, primul abonat. Așa, încă în cazul ăsta să ne trebuiască, stai puțin. Am iron, să fac și o chestie. Asta, așa, pune într-un. Acum, cum se făcea? Nu aici, cred că aici, e la da aici. Glow item frame, nu. Ia să vedem. Asta cartography table, trei hârtie și lemn. Așa. Ok. Deci. Da, trebuie să craftez o hartă. Craftau hărțile cu compas. Da, așa se craftau hărțile. Da. Așa, a, deci de aici începe, ok. Uite, pun aici. Pun, uite, așa. Cu așa. A, nu mai merge, a, stai că 4 e ultimul nivel, ok. Da, ce casa noastră? În centrul hărții și apoi aici o să trebuie să plecăm. Dacă e o hartă, de fapt, ca să mai avem încă una.
Vreau să plec să explorez, să găsesc un sat. În care avem unelte, avem... Astea sunt cam stricate, dar... Hai, ne mulțumim noi cu ce avem. E să pornim în călătorie. Hai să vedem. Asta le las aici, că își fac singură treaba, din cât am mai strâns asta. Asta o să trebuie să o dărâm de aici cum ar veni, să refac, că nu e nu mai merge sistemul ăsta. Din câte am aflat că l-au, dintr-o motiv sau altul, acum îți trebuie 5 pe 5 apă în jur ca să primești iteme bune acum. La ce e acolo? Lavă? Aia e. Voi ce faceți cum este și nu știu ce voi să dați acolo un like, un share, un subscribe pe canal, că am reușit să nu merg cum ajungem aproape la 650 de abonați. Da. Aproape 650 de abonați, mai avem cred că 3 abonați. Și facem așa, atingem 650. Ne apropiem de 1000 destul de repede. Deja am văzut, bă, deci... Ce am casă acolo? Aparent un sat... Deci e un sat acolo. Deci e un sat fix lângă noi și nu l-am văzut. Dar am harta asta degeaba. Bă, dar în același timp e bine că putem lua villageri de aici mai ușor. Deci trebuie să facem un fermă de aia de villageri. Stăm în interziu cum se făcea. Că n-am mai funcționat o fermă de villageri, sincer. Am încercat câteva dată să fac. De mult pe 1.16. Până la 1.16 era o hartă de Skyblock actualizată pentru 1.16 care începeai în Nether, pentru că atunci au băgat Nether update-ul. Ăsta e tot... Ai, un slime mare, nu am așa mic, cam cât decât ăsta, m-am speriat. Bă, cam degeaba am venit aici, dar... O să trebuie să facem rost de... Hai, pe aici unde sunteți? Uite acolo un villager. Mi-a zis că nu pot să dau zoom. Că... Ia că ăsta e bun. Mi-am dat pe cea unelte să am, să nu știu ce, dar încolo uite unde era satul ăsta. Deci satul ăsta e fix aici lângă noi, uite și... Iron Golem. Am pare tot că nu prea e nimic în sat, așa zice ea asta din ce trade-uri. Ăsta n-are nimic. Un farmer care... Bă, asta e bine că putem farma emeralde. Și cu ăsta. Așa, ăsta ce face? Da, este destul de ok, sincer. E că pentru emeralde, ca să facem rost, sunt destul de ok trade-urile astea. Dar alții nu mai sunt. Da, fletching table care nu face nimic. Pentru că normal că e băgată în Minecraft de vreo 4 ani și nu face nimic. Stonecutter. Cred că am un Stonecutter, ia să-l iau. Deci, efectiv, eu nu înțeleg de ce nu poți să faci o mecanică, să facă și ei, nu știu, un sistem pentru fletching ăla. Uite, pentru arc, să bagi arcul acolo și să-i faci niște chestii pe el, nu știu, enchant-ul speciale de arc sau whatever. Dar nu... Că un băiat de la Microsoft se bagă pe... Cred că ea de la Mojang. Ar fi lăsați în pace. Cred că ai știut mult mai bine. Deci dacă ar fi face ea singur, gen, fără MobVote, fără Microsoft, fără nu știu ce, cred că ar fi mult mai bine. Pentru Minecraft. Bă, deci în cazul ăsta că am găsit, cred că ar trebui să ne apuc să mă uit imediat să văd cum se făcea ferma aia de villager și să ne apucăm de ea. Gen. Ia unde e ăla, cum se cheamă, villagerul ăla de dădea? Nu ăsta, ăla cu ferma. Mâță avem aici. Ok. De ăla cu... Auziți, unde a dispărut toți? Asta nu mai e adâncă, că înainte era adâncă. Fântânile astea știu că erau adânci înainte, mai grav.
Culc și-o la ăștia aici, stau și-o peste, nu aici, că aici e. Stau și-o peste noapte la unul dintre ăștia, nu știu. Nu, ăsta ce face? Asta e Fletcher, ok. Bă, dar să văd că nu prea face nimic. E cam scump, nu. Da, zonă, pot să mai spargă ușile în ziua acum în Minecraft. Păi nu știu că puteau să spargă, trebuie să primim ușa de aia de metal ca să nu spargă ușa. Dă-te la parte. Bă, dar unde e ăla cu farmerul ăla, fermierul? Dar îmi place că ăștia, villagerii sunt atacați numai de ăia, illageri și... Bă, dar unde-i fermierul? Ce se întâmpla cu el? Efectiv. Nu-l găsesc. Bine, oricum, în cazul ăsta mergem și căutăm... mă uit eu cum să fac o fermă. De villager și apoi să ne adunăm villagerii. Că pe urmă facem trade-uri cu ei. Asta e Fletcher-ul. Nu știu, au plecat pe aici, se plimbe prin apă. Unde au plecat? Au plecat la not. Că nu ai niciunul din aia de mai devreme. Unde au dispărut? Că n-au murit. Nu am cum să mă arată. Dar tu mai e încă așa ceva? Nu. Mai e bucată de pământ, dar... E un mini sat ăsta aici, văd. Alo? Mai sunt mâței. Dar atât, nimic. Unde sunt? What the fuck? Unde e fermierul ăla? Ok, deci am revenit. Hai să filmează. Da, filmează. Deci am aflat tot ce, am tot ce ne trebuie. Să începem cu sticla. Mai am funcționat ăla. Și stai puțin diferită față de alea clasice cu... efectiv o fermă de gen fermă ca să fie villager fermier. Da, nu zic nimic, nu stiu nimic, vreau să zic ceva, dar vreau să fim family friendly pe YouTube, pe acest canal de YouTube, un prieten de familie. Așa. Pune ăsta așa. Restăm cutter-ul ca să-mi fac prea multe astea slab-uri, îmi trebuie decât 4. Pac, pac. Și un pac. Acum o să-mi trească un gard aici. Ok. Imediat să văd, mă uit în tutorialul ăla, acum ne trebuie paturi. Uite, trebuie să fac niște paturi, am lână la mine. Vând și mie, uite așa, 1, 2, 3, 4 paturi. Se stachează paturile, dar aia e. Pac. Pac. Asta o să-l dărâmăm. Cum se cheamă? Uite aici. Așa. Ma vine, vine așa. Ia să văd. Ok. Cum astea așa, îmi pun și carpeturile, îmi trebuie și niște... Ok, acum am văzut cum se face. Îmi trebuie... am câte carpeturi? Am 8. Ok, am 8. Atunci e de ajuns. Așa, pac, pac. Hai. Facem niște thread-uri. Exact.
Da, se face noapte așa, ia culcă-te aici. Se face noapte așa repede, aia nu înțeleg. Cred că cam repede noapte. Oh, trebuie într-o anumită, trebuie în anumită direcție. Ia să văd. Da, trebuie într-o anumită direcție. Așa. Pac și pac. Iar acum trebuie să vin cu niște glass. Uite, vă arăt imediat. Să vin, uite, acolo. Acolo. Uite așa. Pac. Da, acum pac o să vină, da, o să vină pe aici. Deci o să facem uite așa. Pac. Pac și pac. Imediat și trebuie să facem lângă pe aici, o să vină șina de la niște rail-uri de alea. Nu mai am. Efectiv mai am glass. Nu cred că contează neapărat materialul ăsta. O să mai pun și cablul ăsta momentan. Facem pe viitor mai decorat, dacă e. Dacă nu mai intră alt. Glass. Da, nu cred că mai trebuie. Dar vreau să vă enervez puțin pentru că nu joc prea mine, dar vreau să văd și exact cum se face. Încă n-am mai făcut asta până acum și vreau să știu că iese bine. Asta o să mai întrească o bucată de glass după, da, e. Așa, pac, pac, pac. Ok, păi în cazul ăsta am bucată de piatră rămasă în plus. O să pun și glass la făcut. Uite așa, și aici o să vină așa. Bun, uite, una aici. S-a prins, nu? Am trei mai sus ăla. Ce textura pentru de la șine? Cred că s-a prins. Vreau să vină de desubt. Nu, sau de sub acolo. Bă, deja am umblat. A, da, acum s-a prins. Ok, ia. Yeah. What the fuck, nu pleca. Da, nu contează. O să facem după. Cum e. Cum va ieși de fapt. Și am gata, am rămas fără railuri. Uite, deci, un stack de cât de acolo de sus până aici. Da. Revine imediat când o să am destul iron. Știi ce nu s-a pus? Vine imediat cu multe rail-uri și iron în caz că ne mai trebuie. Cred că o să mai trebuiască. Bagă și tu și mănâncă așa. Păi, iarăși să facem întuneric. Ia. Hai să verific. Cred că iarăși să dormim. Așa pare. Că ar trebui să dormim. Mă minerează cum putem dormi așa. Hai să continuăm pe aici.
După la acolo. Da, hai să ne culcăm rapid. Uite aici. Că n-am chef de mobi. Așa. Hai, culcă-te aici. Da. Aia era faza, că dacă bag, da, doar nu o să ajungă înăuntru. Da, rezolv imediat. Așa, da, aia lopată nu mai avem. Ok, bagă înapoi. Deja nu mai merge cu dormitul aici. Hai să continuăm drumul spre satul nostru amărât. Hai. Ok. Pune așa, o să facem probabil pe tu pe viitor. Să arate într-un fel și railul ăsta. Că nu știu ce am făcut așa lat. Hai pă, așa că poate, nu știu ce se întâmplă pe aici și cad villagerii în râpă. Așa, sparge și pe ăsta și continuă să punem railurile astea până în village acolo. Asta mi-a amintit mereu de skips din aia, un show obișnuit. Gata! L-avem și noi pe GG-ul ăsta. Spun și uite asta aici. Încă mai băgăm și de astea ca să aibă viteză. Asta văd că vine singur. Uite așa. Mănâncă și tu să ai viteză. Așa, frumos. Mâncăm și noi. Este în cât timp filmăm? Primez un jumătate de oră tot până acum. Hai să avem și noi cu ăsta acolo, să facem și noi aia. Ups. Efectiv. Sunt curios dacă ajunge până la rail. Ajuns, what fuck. Na, cred că mă atacă prin albina. Să-mi trească. Uite așa, încă două torțe de-astea să avem. Aici. Am zis că sunt beat. Că s-a dus. Dar le pun și eu așa ca să avem puțină viteză. Hai, mai fă și tu niște beițe. Aoleo. Încă o să dureze mult mai puțin decât.
ce l-am pus prost aici? Sau... Da. Imediat îți fac și ție. Să mergi cu viteză. Nu. Așa. Căzut pe trasadul înapoi din sat. Haide, hai. Nu. S-a dus. Nu. S-a dus. Da, în cazul ăsta trebuie să faci aia o mută mai jos. Deci un... Deci aia e făcută intenționat acolo. O să punem, uite aici. Asta nu... Stai acolo. Efectiv, stai acolo. Ok, în cazul ăsta... Unde? Aici. Tu vii acolo și tu vii aici. Așa. Hai, trebuie să adunăm pe ăla de acolo. Da, altă junglă în partea aia. Normal. Aici e o mini junglă. Îmi place că jungla asta e de aia... E pe insulă. What? De ce? De ce ai căzut? Ah, s-a dus, el se uita spre ăsta, ok. Am înțeles de ce s-au dus aici. Hai. Pe partea aia. Ești aici. Ce te duci așa în jurul la șina asta? Bă, deci n-am văzut. Nu mai se duci la niciun de ăsta. În partea aia. Da. Eu. Bă, deci n-am văzut așa ceva în viața mea. Da. Nu. Bă, deci nu cade în partea aia. O să revin mai mea cum vreau să-l pun acolo. Da, am reușit să-l bag acolo. Nu mai trebuie un villager. De câte știu eu. Mă întorc imediat și cu ăla și după vedem noi. Dacă merge sau nu. Deci, am reușit să-i bag pe amândoi acolo, am mai adus încă un villager. Am așteptat să apară unul mai mic. Deci trebuie să scoatem sticla aia de acolo. N-am silk touch, dar putem face destul de ușor sticlă. Uite așa din jurul ăștia, nu trebuie să plece. Deci știu eu, n-au cum să plece de acolo, că ăsta e mai înaltă decât... Așa. Spargem tot. Pansura de... Prinde și tu asta de aici, așa frumos. Cum așteptăm? Pa. Se spawneze vreun monstru pe aici. Să zombie. Așa. Cum așteptăm să se întâmple magia?
Da. Acum am revenit, iarăși. Hai să vedem ce facem cu ăștia. Aparent trebuie să le arunc niște morcovi ca să se înmulțească. Nu duci pe asta. Imediat. Da, faceți liniște acolo. Nu mai, luați-vă, vreau zic că să luați o cameră, dar nu prea aveți cum. What? Așa. E la fel. Înapoi, sau ce s-a întâmplat? L-a luat ei? Aparent, da. Ah, nu l-a luat. What the fuck? Hai, luați-le așa. Nu știu astea care au căzut pe lângă, dar văd că au ajuns câteva la ei, nu? Da, au ajuns. Mat, ciudat. Faceți și voi magie acum. Și ție. Și ție. Ai, ați făcut magie? Sau vă deranjează asta? A, da, uite, a apărut unul. A apărut unul, what the fuck. Merge. Hai. Bine. Spor la treabă atunci. Vreau să trebuie să fac un dispenser sau un dropper de astea, nu știu. De morcovi. Sau mă duc eu și dau manual așa. Oricum, trebuie să facem un dispenser acolo care să pună carturi și să-i bage în piața noastră sau cum vreți voi să numiți. Aici rămâne abandonat ăsta. Dar, oricum, văd că a ieșit bine. Prima oară când am făcut o fermă de villager și chiar a ieșit. După mai multe încercări, dar a ieșit. La urmă, aia e important. Stai puțin. Trebuie o lopată neapărat. Am multe diamante, așa că... Pune asta ca să nu se spawneze dubioși pe aici. Aici n-are cum să intre, nu are ce. Trebuie să vină cea de genul, te știu eu. Dar, oricum, cam atât a fost episodul de azi. Dacă v-a plăcut, dați like, share, subscribe, lăsați un comentariu cu ce v-a plăcut la video și ce nu v-a plăcut și... Acum mi-am amintit ce am promis la un băiat. Am zis că bag și pe el în video aici, gen... Peretele, abonați-vă, nu știu ce, mama, am uitat. O să fac eu un edit după și... Da. Dar știți voi în comentariu dacă vreți și voi să apărți pe peretele abonaților, chestii genul ăsta. Și ne revedem în episodul următor. Salut!